Hoții nu mai încearcă să le ușureze cetățenilor buzunarele prin intermediul telefonului mobil, ci apelează la populația mai vârstnică prin telefonul fix. Modul de operare este următorul. Sunt apelate persoanele pe telefonul lor fix, mai ales bătrânii care au rămas clienții ai Romtelecom, și li se explică că au câștigat un premiu de 10.000 de euro datorită fidelității lor pentru această companie. Vârstnicilor li se spune apoi că pentru ridicarea premiului de la Romtelecom va veni un mic pachet de la Fan Curier, la primirea căruia trebuie să plătești un comision de 80 de euro. Este bine ca cei apelați să sune la numărul de relații cu clienții ai firmei la care sunt abonați pentru a verifica ofertele.